În cluburile de lux din Mamaia, polițiștii au fost huiduiți în momentul în care au vrut să oprească petrecerile la care participau sute de tineri. Asta deși era trecută de miezul nopții și, potrivit legii, toate terasele ar fi trebuit să fie închise. Singura armă a oamenilor legii este amenda, care valorează cât o sticlă de șampanie. S-a constatat faptul că două societăți comerciale nu au luat măsurile necesare pentru a se respecta pe cât posibil distanțarea fizică între clienți. Astfel, polițiștii au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei. Precizez faptul că una dintre cele două societăți comerciale a fost sancționată contravențional de 2 ori la un interval de doar 1 oră și jumătate. În acest weekend, în cluburile din Mamaia, polițiștii au dat amenzi în valoare de 42.000 de lei.